Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM cu Sorina. Bună dimineața, Sorina! Da. Te rog să vorbești puțin mai tare. Ești cu noi? Da, sunt aici. Așa, tare, tare, tare. De unde ești? Din Zalău. Din Zalău. Din Zalău. De asta mai departe Zalău. De asta se aude mai încet așa. Da, da. La Zalău se joacă găina, Sorina? Se joacă, da. Serios? Pe ce muzică? Da. Populară. Și asta acolo în partea aia, că ne-a scris cineva că în Ardeal se împodobește găina și e adusă de la bucătărie, așa e și la voi? Așa este, da. Se pune chiar țigara în gură. Tutunul dăunează grav găinii, să știi. Așa este, așa este. Să știi că îmi scrie un amic de peste Prut care zice: în Republica Moldova, în unele zone, găina se dă la mormântare. Ah. Câte bordeie, câte da, bravo. Sorina, cu ce te ocupi, pe unde ești, zine una alta. Sunt secretară la o școală generală. Ok, și ești la serviciu acum? Cred că da. Da. Urlă copiii pe holuri acolo, ca la noi în București, sau sunt mai potoliți? Nu, aici sunt cu minți, copiii noștri. La cât e pauza? La fără 10. Deci da, mai 10. Ai timp să joci dublu sau nimic cu noi? Nu prindem pauza. Da, da. Perfect. Bine, Sorina, hai ai vreo începem. Colegă cu tine sau ești singură? Nu sunt singură, am colegi. Câți? Doi. Doi colegi. Mă, te-ai gândit de zici că îi număra și erau vreo 12. Păi nu, eu m-am pus și pe mine, deci 3. A, deci 3 sunteți cu totul. Ne aud și colegii? Da. Ne aud? Nu. Nu ne aude nici Sorina. Ne aud colegii tăi? Da. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Asta este, bravo, gata, suntem pe veselie. Hai să începem jocul. 100 de euro. Vă dați seama cu întrebarea asta am nimerit direct într-o școală? Da, hai să vedem. Sorina. Da. Prima întrebare de astăzi. Pentru 100 de euro. Care este cel mai mare număr par format din două cifre? 98. Doamna profesoară de matematică, e cu tine? Nu, ești vorba. E doamna contabilă? Nu. Dar cine sunt colegii, colegele? E bibliotecara. Să rămână. Am înțeles. Să rămână. Doamne, să știți că aduc săptămâna viitoare cartea înapoi. Răspunsul e corect. 98, cel mai mare număr par format din două cifre. Iar la școala din Zalău mai există bibliotecă, excepțional. Cred că în toate școlile bibliotecă. Eu nu cred că va fi mie școala mai bibliotecă sau... Chiar voiam să te întreb, dar te-ai dat singur în sau fapt. Mi-a ascuns existența ei. Da. Da. Ok, Sorina, mergem la 200? Mergem. Ce să faci? Hai. 200 de euro. Pardon, mă scuzați, sunt răcitați. Nu face nimic, nu face nimic. Sorina! Da. Și colegii, pentru 200 de euro trebuie să ne spuneți ce județ din România are pe plăcuțele de înmatriculare auto indicativul HR, Horia Radu. Harghita. A răspuns iar aceeași colegă? Nu. Da. Era eu. La Zalău, din Zalău? La Zalău ce plăcuțe de matriculare aveți? S-J. De la Sălaj. Acel județ controversat. Și dacă era M-R, era? Marghita. Nu. La noi ăsta e un departament, să știi, HR ăsta. Da. Ești tot așa, este pe niște limbi pe care nu le înțelegem întotdeauna. Da. Răspunsul e corect. 200 de euro pentru Sorina. Da. La banii ăștia... Hai că v-ați mai veselit. Dansăm și găina. Da. Ce faceți, fetelor? Sunteți mai vesele acum? Da. 400, vă veselești și mai tare? Da. 400 de euro. Asta e o întrebare
pe care o pregătisem ca să încurc un bărbat. Pe băieții mei de aici am încuiat cu ea. Eu nu cred că știe cineva răspunsul la această întrebare. Hai să vedem. Ei, în afară de oamenii de meserie, serios. Deci asta e o întrebare, eu nu... Sorina și colegele doar s-or juca cu asta. Nu cred. Sorina, fii atentă, că nu e greu să știi. Ia. Să-mi spui, pentru 400 de euro, eu aș fi pus-o pentru 100, dar din cauza colegilor a ajuns în poziția asta, ce se amestecă cu zahăr pentru a obține marțipan? Sau mai simplu, din ce se face marțipanul? Apă, zahăr, făină... Nu, apă, zahăr. Apă și zahăr. Vezi, mă, Luca, ți-am zis? Și eu și Zaf. Nu știe lume ce marțipan. Tu dacă mănânci marțipan cu lingura... Și eu mănânc marțipan cu lingura, dar... Și am văzut și desenul de pe toate ambalajele. Ce? Dar nu-mi vine așa... Marțipanul are desen? Da. Pe unele, da. Sunt, cum adică? Sunt desenate mentale. Hai, mă, fetelor, eu nu cred așa ceva. Oricum, ați depășit și timpul, adică... Da, marțipanul... Ăla e un surogat zahărul ăla care se pune pe tort. De-aia am și spus ce se amestecă cu zahăr ca să faci marțipan. Da. Marțipanul se face din migdale. Nu știu că viața mea că marțipanul se face din migdale. Nici nu prea am mănânc. Dar marțipanul nu e așa ca o folie, ca ceva de îmbracă, prăjituri și folie. Nu, da, e din migdale. Nu. Zahăr și migdale. Marțipanul adevărat se face din migdale cu zahăr. Sorina, noi o să dezbatem aici mult și bine din ce se face marțipanul. Unde nu-s migdale, se face chestia de zahăr de se pune peste torturi, pe care nu vă recomand, se desenează pe ea. Mai bine vă luați tortul fără, că trageți la cântare. Ăla nu e marțipan? Sorina, vă așteptăm să vă mai înscrieți la concurs, acum că ați pierdut. Nu e nicio problemă asta, da? Asta e. Bine, vă mulțumim tare mult pentru faptul că ați participat la concursul nostru. V-am pupat. Ați descoperit ce e și cum? Nu mai puteți să vorbim, nu mai avem acum timp. Nu. Mă. Mă, deci... Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.